centrat, central al viro Mario Benzola, recentrat Florin Tănase, Accente șutează din întoarcere. Pentru viitorul plecat din poziție regulamentară, Accente reușește să finalizeze al cincilea gol. Acelui moment greu care a trecut la bara lui Lazar și încearcă să construiască, să iată o nouă recuperare. Lazar îl lansează la adâncime pe Accente. Accente are mingea pe stâncul, se întoarce. Se uite cu cine poate combina un șut de la... Bună pirueta lui Accente, șutul este însă destul de... Van Marin pasă bună la Accente, Accente pătrunde și prinde acest spiț cu care scrie golul de onoare al viitorului. Doi cuieci a învins, pe prima dată, probabil pe ultima dată. Bună pasă Van Marin, era singura soluție viabilă acest șpiț al lui Accente. Ajunge la pleașcă. Au blocat până la urmă oamenii lui Bogdan Atunci la Accente, încearcă să lanseze pe Romario Benzar. Romario Benzar într-o poziție bună, este picurul acolo. Răzvan Marin este în acțiune, pasa lui Răzvan Marin este pentru Accente. Accente în duelul 1-1 cu Mamele. Accente continuă acțiunea pe cont propriu. Accente, un dribbling, întoarce mingea pentru șut. Benzar apare în apărire, Moga centrează Benzar, Accente! Și respinge, în prima repriză a fost ocrotit de poară la șutul lui Răzvan Marin, acum Mingote s-a întins formidabil și a reușit să respingă. Foarte aproape de gol, Pantuni, viitorul 0-0, Mitrea prelungește spre Accente, Accente în fața golului, în plața laterală, formidabil, Accente! Nu știu dacă nu cumva a crezut că se află în poziție de offside sau că s-a întâmplat față în față cu Pedro Mingote. Iată Mitrea trimite aproape la întâmplare, însă balonul ajunge la Accente. Acesta avusese un duel adevărat cu Mamele, poate că a crezut că s-a fluierat, altfel nu înțeleg de ce. Moga, bună această repunere, Accente este în poziție bună, centrează pentru Tănase, gol! Gol! A marcat în deplasare în partida cu Corona Brașov, Moga a fost cel care a dat repunerea de la margine, aici foarte, foarte bine pentru, l-a centrat perfect pentru golul marcat de Florin Tănase. Din nou egalitate la Târgu Jiu, mingea ajunge la Dică, Dică într-o poziție bună, pasează Dică pentru Romario Benzar, să vedem centrarea acestuia, trimite Romario Benzar la colțul lung, Tănase recentrează pentru Accente, respinge Mingote și apoi de care creează pericol aici, iată încă o dată centrarea lui Romario Benzar, a recentrat Florin Tănase, Accente șutează din întoarcere, Mingote respinge apoi Xavi la Dinamo 2. Nu a explodat deocamdată Rafael Stănescu, Romario Benzar lucrează pe Stănescu. Jocul continuă. Deci Accente, preluare bună, Accente în continuare între doi adversari, trage la poartă Accente. E un vârf cu execuții bune în careul advers, cu viteză de reacție, percutant Mircea Accente, execută Răzvan Marin pe 6 metri, Mircea Accente înscrie și el 4-0 pentru viitorul, golul 6 din acest campionat pentru fostul jucător al lui Dinamo, perfectă lovitura de cap al lui Accente. Demonstrează că între Gavra în centru omul execuțiilor spectaculoase în dașul stinga al stelei pierde Varela. Acum în fața lui Mircea Accente, o minge pentru Gavra, la duel 1-1 cu Gheorghevski, Toșca pentru Benzar, Mitriță combină cu Accente venit în flancul drept, să vedem centrarea direct, s-a făcut repede 3-0 pentru Steaua după execuția lui Pieșeru la prima atingere de balon. Îți garantează un punct, după cum știe foarte bine Hagi, deci numărul mare de atacanți nu-ți garantează nimic. Acum șansă pentru viitorul.
Și puternic, absente, insuficient însă pentru a-l învinge pe portarul campionului României mare, Atacan, care a terminat în teren, barajul cu Slovenia, a luat încrederea selecționării la echipa națională, 2001, Sarri, viitorului Hagi, acest Manea, de viitor, un fotbal ajutat de Mitriță, Manea preferă să-i trimită lui Accente. Accente reușește să se întoarcă. A intrat în ultimele 10 minute ale partidei de la Chiajna. Accente îi trimite lui Gavra, mai bine primit. Mitriță trimite spre Accente, postul atacant al lui Dinamo. Accent este un vârf bun, puternic, capabil să se bată pentru aceste mici. De balon, lasă, calizează pentru Accent, ieșit în margine, Accent care este tenase, urmează centrarea. Viața extrasportivă a fost una impecabilă până acum. Într-o doamnăuță, tenase, preia în care tenasa nu a ajuns la tenase, până atat pentru viitorul. Mircea Accent, trage Accent. Aici Accente, a vrut cu orice preț să finalizeze. Arie, Lazar, este găsit Mircea Accente, Băluță, a sprintat Accente, Băluț să vină lui Nicolae Dică, pasă liftată acum pentru Mircea Accente. Interiorul careului, Accente îl întoarce pe valor, centrează, ar respinge cu capul. Condusă va chiar în partida cu Concordia, a jucat și în inferioritate numerică. Accente lasă această minge în spate pentru Lazar. Lazar îi retrimite lui Accente în careu. Accente rezistă, șutează apoi pe lângă poartă. De dorit o primă fază de poartă, excelent serviciul lui Lazar. Însă priviți cât de bine insistă aici Accente. Puțin nehotărât Morariu, o ieșire de asemenea puțin hazardată a lui Cheroni din, Cheroni din defensiv, a lăsat acel spațiu pentru Accente. Începe promiță. Are de la margine pentru viitorul Accente. Accente la marginea careului, caută soluții în careul lui Nuno Claru Gavra. Și acum Accente într-o poziție foarte bună. Accente și intervenție. Am un rol foarte important pentru Nuno Claro. În acel punct am putea spune primul șut spre poartă, primul gol al acestei partide. A urmat probabil un joc ultra-defensiv. Minuță pentru Accente. Accente este acuțat acolo de Ovidiu Petre. Gavra reușește să centreze, o minge bărberită. Oh!
Ce șut, da. Ocazie pe care o are viitorul în această partidă. Ce futbol. Ce ocazie. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a sign. 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 Sente, riuscite să treacă de dragul vigore, centrare, la moale, centură liberă, bate repede Dica, a plecat Axente, poate face această minge cu capul Axente, este mingea sărită, trimite Axente alături, pasă bună i-a trimis Dica, aici reușește să-și facă mai lung mingea, Bucurica pentru Onducu, Onducu, Axente rămâne cu mingea, atac bun al viitorului, trage Axente, egoista, un șut la colțul lung, o eroare aici, iată-l pe Savin care a intervenit puțin haotic la acest atac al lui Onducu. Băluță, o pasă pentru Axente, foarte bună această minge. Axente scapă singur, Axente, trage Axente, gol! Pentru viitorul plecat din poziție regulamentară, Axente reușește să finalizeze al cincilea gol pentru el în tricoul viitorului. A marcat, mă rog, era un unghi mai închis în meci, Oțelul Galați, atunci a tras în colțul scurt, acum șutul se duce pe lung, face inutilă intervenția lui Râmnicianu pentru Nicolov, Axente. Axente, trimite lui Bejan, care a urmărit foarte bine această fază. Bejan vine cu central, dar câștigat Toșca. Și o nouă minge pentru Axente. Axente, trage Axente! Lui Gavra. Se devine atacă tot timpul pe culoare Axente. Stă în gura porții, stă în cadrul porții, mai bine zis. Pasă foarte bună lui Bejan pentru Axente, trage Axente în colțul scurt, scoate Râmnicianu. Ce execuție are Mircea Axente. Bună pasă dată de Bejan, surprinzător poate. Revedem poziția regulamentară a lui Mircea Axente. Lui Mitrea, centrarea lui Mitrea, Axente lovește balonul cu capul, era însă în pasa lui Dică pentru demarcarea lui Axente cu Andrei Mureșan în spatele său. Axente îi trimite lui Toșca, centrare din prima lui Toșca, de vier și este expus. Cristoci a reușit centrarea și Axente aici în duel cu Andrei Mureșan. Axente, Axente, continuă Axente, centrare pentru Gavra, Gavra anticipat de Bogdan Vintilă. Gavra nu a reușit să ajungă în fața lui William de Amorim la faza 97-98-99. O pasă excelentă pentru Axente, care putește să preia Cânu, însă l-a dublat pe Marc. Axente se întoarce spre poartă. Zanu rege foarte bine, scoate jos de adversar, este important să pasa. O reușește până la Băluță, acum Axente. Nicolov așteaptă în dreapta, este pus din nou în bursă Băluță. Kazan este un escoace, dar încearcă să devine spre Golubovici. Puține mingi utile până acum pentru golchetul Golubovici. O pasă la Băluță aici. La poarta lui Mircea, o pasă foarte bună pentru Axente, un șut al... Da, el a rezolvat o fază doar prin modul în care a stat în poartă la această acțiune. Nu uitați, după Sfânghei continuă și mâine cu două partide extrem de interesante la 9 pentru Oțelul în minutul 13 și să-l vedem aici pe Axente, Axente în tareul Oțelului, Axente între doi adversari, Axente șutează și prinde în doi timp. Adversari foarte frumos scoate balonul către Alexandru Lazar, acum iată-l pe Axente, Axente în care Axente șutează, Axente, gol! Scrie al treilea său gol în Liga 1 în tricoul viitorului. A reușit o dublă la victoria cu FC Vaslui. Este cel mai prolific om al echipei lui, Bogdan Argeș-Vintilă. Scăpat de contraatac, Axente șutează violent la colțul scurt.
să-l vedem aici pe... Wow, este bară și poate fi 3-0, Accente, 3-0 pentru Viitorul. A fost întâi. Cică Hagi face spectacol. 3 goluri în 22 de minute. A mai fost o ocazie la... Pasă în interior, Băluță, Băluță semnalizat în ochi. Naier de la ora 20:30 de minute. Corona, VC Brașov, atacul de Viitorului, Accente pentru Băluță. Centrarea lui Băluță, Benzar. Pentru Accente, Accente urmărește foarte bine faza aici, caută culoarul apoi de centrare, însă se închide și îi pasează apoi Bra, avansează Gavra, foarte bine Gavra, pasă în careu, de Viorel Gavra, scoate Mingote, ceap. Accente, este din nou Elton Da Silva, însă de data aceasta a greșit, Benzar este în care însă acoperă în acest sezon. O pasă la întâlnire pentru Accente, poziție de offside. Da, decizie corectă. Asistentului o suspendare. Accente scoate la 16 metri. Accente Ciucuri nu ce se face pe teren Viitorului în joc. În această repriză secundă Gavra la marginea careului. Pasa pentru Accente. Intervine acolo Minu. Se spinge Veselovski. Încă o sări din bară la Veselovski. Dacă și ieșează de mai devreme. Ce foarte bine Accente. Sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot, found him in Fort Minor with time. Toșca, he's a prick, he's a cop, the type. Accente, Accente, trece bine Accente. Revedem faza. Este de asemenea pentru poziție în jumătate adversă, nu pentru mult timp, recuperează Viitorul, foarte bine trece aici Accente de Ninu, continuarea lui Accente, pasa pentru Băluță. Greu este încă din această zonă Viitorul, poziție regulamentară aici la Accente, este Gavra în careu și intrarea lui Accente. Stând aceste incursiuni în centru, poziție periculoasă pentru Corona, ia vă poate găsi culoarul de șut, Accente acum, centrare în fața porții, binge apurbe. Accente în fața porții, ce vrem și la începutul partei, nu convine nimănui, încearcă acum contra-atacul Viitorului, se vede destul de izolat Accente, continuă acum la mijlocul terenului Accente, apoi termină partea stângă Gavra, Gavra este terminat din nou de Tutora. Să nu fi primit gol. Acum Accente, într-o poziție foarte bună, Accente, Accente, Marc, atinge această minge, excelență a Viitorului, s-a executat lovitura de la Marc. Combină cu Chiovacari, italian nu se poate întoarce și iată-l pe Accente, trebuie să țină de minge. Accente face acest lucru, Bourceanu și Suca la sân de el, Bourceanu. Laria înscris aici în Ghencea la cel 5-2 din primăvară. Accente, un dribling foarte frumos. Accent la Poli Timișoara. Ca la Poli, ca la CFR Timișoara. A venit la Viitorul în această vară. De... S-a tot acolo Pârvulescu, cred. Iată, meciul continuă cu această incursiune a lui Accente, că nu mai este atât de riguroasă în apărare, atât de riguroasă tactic. Iată plecarea foarte bună a lui Accente de lângă Gheorghevski. Ghică, o mică recuperată de Benzar, Ghică pasează bine. Este offside însă la Accente. Din această perioadă să te iei la plintă cu Steaua, trebuie să încerci să te organizezi foarte bine în defensivă. Cristian Bourceanu este cu adevărată so unlike everybody else alone in spite of the fact that some people still think that they know him but fuck him he knows the code it's not about the salary it's all about reality. Viitorului centrare respinsă de Temangera, șut acum lobat Cernea Uscas.
iată și primele semne de viață ale viitorului. Aici Temo Angera îl încurcă în primă fază. Accente și este 1-0 pentru viitorul. Mingea cu mâna, prima dată o face, va fi o dublă schimbare la Vansluieni. Repede în execuția lui Accente. Oh, ce frumoasă fază, Toșca! Cernia Uscas, este 2-0 pentru viitor. A agățat doar această minge, pasa din prima al lui Lazar pentru același Toșca. Excelentă faza de atac a viitorului Accente. Din a doua încercare reușește să-l învingă pe Cernia Uscas. La extrem, o incomodează pe ACS Poli, pleacă acum foarte bine acolo Mircea Accente, mingea la gavră musculare. Iată-l aici pe Accente plecând foarte bine, i-a luat fața lui Cristi Scutaru, l-a driblat și pe Șeroni, însă exact în momentul în care pe interior către același Șeroni s-a dus mingea. Ne-am marcat un gol în acest sezon în înfrângerea cu FC Brașov din urmă cu două etape. Gavra acum înapoi și ar trece pe locul 7 cel puțin până mâine, atunci când Brașovul o întâlnește pe FC Vaslui, acum aproape de victorie. Putea vedea foarte ușor un cartonaș galben. Iată-l pe Accente, îi ia fața acolo lui lui Scutaru. Liga 1, Dică copacă pentru Accente, într-o poziție dificilă, trage Accente cu relax. O achiziție importantă, Dică Accente nu a reușit să se impună la Dinamo, dar poate fi o soluție bună pentru atacul viitorului. Dată urmărit de Dicu, riscantă intervenția lui Dicu, care scăște mâna pe adversar. Accente! Accente! Și scoate! Iată pasa formidabilă a lui Toșca pentru Accente. O pasă a lui Mitrea foarte bună pentru Accente, care protejează acolo cu ursul. Frumos acest duel fizic între cei doi. Accente reușește să centreze Dinu. Cum Nicolov încearcă să pună mingea jos, ușor la întâmplare, Accente iese, însă l-a primit Accente, trage Accente pe lângă poartă. Nu mai este Dică pe teren, Cârstocea este cel care va...